Salut și v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait și v-am găsit la episodul cu numărul 21 din EFC 24, cariera noastră foarte frumoasă cu Liverpool. Vedem că următorul meci este contra la Roma în Round of 16 în Champions League. Deci mai avem puțin și ajungem la finală. Sper să ajungem până la finală, pentru că știți foarte bine că este un obiectiv al nostru. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Din episodul anterior, ținem minte că l-am transferat pe Lautaro Martinez, care a înscris 6 goluri în 10 meciuri. Este ceva incredibil cum am putut să marcheze omul ăsta. Aceasta este echipa lui AS Roma, o echipă destul de interesantă. Prima Kanji, vedem pe Gabriel, o echipă, uite, și pe Terrier, da, echipă foarte interesantă cu destul de multe transferuri. Însă, haideți să recunoaștem, echipa noastră este mai bună, all-rounded și banca de rezerve. Haideți să facem un meci frumos și să câștigăm acest meci. Și începe turul cu AS Roma. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm turul și la retur să-i spargem. Salah, foarte bună șansa, însă apără portarul foarte bine acolo. Lautaro Martinez! Lautaro Martinez! Ce gol din afara cărora spar poarta adversarilor! Incredibil, ce gol! Efectiv, l-a umilit pe Lautaro Martinez aici. Revedem faza, Lautaro Martinez singur la balon, se decide să dea un finez din afara cărorului. Și pac, direct în poarta adversarului, nu știu, direct sub bară, n-am nicio șansă portarul. Musiala trece foarte bine, însă apără portarul. Oh, ce fault acolo, este până la urmă fault. Haideți să vedem dacă îi va da ceva, nu îi va da nimic, ok. Șansă foarte bine pentru noi, haideți să vedem Alexander Arnold, însă cred că o să bătem cu Soboslai. Haideți să vedem, nu, cred că trebuia puțin mai tare, da, trebuia mult mai tare, asta este. Șansă bună pentru AS Roma, însă este acolo Alisson, avem și portar, mă, stați în șic, avem și portar. Corner pentru AS Roma, haideți să vedem. AS Roma, destul de bine, pune minge acolo, însă respinge Konate. Vine, are viteză, se poate duce singur, haideți să vedem. Vini, se duce singur, un trivela destul de bun, însă apără portarul, ce apărat-o pe asta. Ce pasă bună acolo, însă ratează cu poarta goală. Atacantul lui AS Roma, foarte bună faza, nu știu cum a arătat. Face niște schimbări pentru că chiar avea nevoie să se odihnească jucătorii acolo. Gakpo, apăr portarul, nu pot să cred. Gakpo, ce bombă din fața porții. Nicio șansă n-a avut portarul. Ce bombă a dat Gakpo din fața porții. Revedem faza, centrarea foarte bună pe sus și Gakpo pacu nimerește din voleu, zicem așa, n-a apucat mingea să atingă pământul, direct în poarta adversarilor. Bine acolo, Alexander Arnold ce se bagă și se termină și meciul, reușim să câștigăm în acest tur. În retur o să ne fie mult mai ușor, câștigăm cu 2-0 și spargem pe cei de la AS Roma, având nicio șansă, aproape nicio șansă. Următorul meci este contra la Wolves în Premier League, așa că hai să simulăm rapid și acest meci. O să intrăm desigur cu echipa toată, hai să vedem quick sim și reușim să câștigăm cu 2-0, Vini și Arnold marchează amândoi. Următorul meci este în finala Carabao Cup cu Preston, este o echipă foarte, foarte proastă, dar tot o să jucăm meciul pentru că vrem trofeul. Asta ține minte că sezonul trecut nu l-am câștigat, ne-a scos, mi se pare că Wolves, deci a fost destul de interesant, dar data asta avem șansa să câștigăm acest trofeu, așa că haideți să intrăm în meci și să vedem ce putem să facem. Bine, reușești acolo primul gol și depoi deja am avantaj. Merge destul de ușor, chiar am făcut multe faze la început. Ce acolo, ce bombă de la Salah, ce viclu a fost acel shoot. Salah sparge mingea în poarta adversarilor. Haideți să vedem corna pentru noi la Martinez nu reușește, însă Van Dijk, ce farfecă peste portar. Este moment de față, 3-0, nu mai are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă, Preston. Finala aceasta este finala noastră. Martinez, ce finez! Martinez înscrie și el, ce finez acolo! N-a avut nicio șansă, mă, portarul ăla de... Băi, degeaba stă acolo, mă, degeaba, și-a luat 4 goluri în prima repriză. Și acolo vine, ce șut!
Nu pot să crezi, s-a terminat meciul 5-0 în minutul 91. Doamne, băi, deci n-am bătut joc de portar cu ce shooter am dat. Da, se termină meciul, câștigăm acest meci, câștigăm acest trofeu cu 5-0, adică, na, meritat complet. Haideți să vedem cum intră toți pe podium. Ultimul intră, desigur, fundașul nostru, Virgil van Dijk. Ia uitați-l pe Virgil van Dijk, care a marcat în acest meci o farfecă foarte frumoasă. Haideți să vedem și... Pregătire! Câștigă și acest trofeu. Foarte, foarte bine. Se pare că ne-a venit monthly scouting report. Haideți să vedem repede dacă avem și ceva aici. Da, la olandez n-am găsit nimic, însă la argentin poate avea noroc. Absolut nimic la argentin. Haideți să vedem la spanioli. Am găsit un jucător de 1 milion, însă noi vrem de 2 milioane. Sorry, așa că te refuzăm. Ei bine, da, un jucător de ce l-avem nevoie? De 3.100.000. Băi, deci cred că asta ce am scump. Deci am mai avut unul de la olandez 3 milioane, însă ăsta e 3.100.000. E altceva, da, e din clar sign player de aceste jucători de origine. E bine, ce este important este că am găsit măcar un jucător. Acesta este de 3 milioane. Îi dăm aici un development plan destul de bun și dăm și sign to senior team. Și desigur că vă merge să punem pe azi un loan list, pentru că aici este locul. Trebuie să se ducă la loan ca să vină cu overall-ul crescut, la fel ca să Simon și ca Alves. Următorul meci este în Emirates FA Cup în rugea 5-a cu Sheffield United. Acest meci este destul de ușor, însă nu o să timulez, o să joc și o să las doar fazele importante. Și Martinez face 1-0 în acest meci, deschide scorul în minutul 20. Și Lautaro Martinez scrie al doilea gol în minutul 27. Foc după foc, reușim să scriem goluri. Și Salah scrie al treilea gol în minutul 49 în prelungiri. Oh, ce gol de la Martinez! Ce semifarfică, voleu, cum vrei să numești, ce gol frumos de la Martinez! Da, și reușim să trecem mai departe în Emirates Cup, câștigăm acest meci cu 4-0 și îi spargem pe cei de la Sheffield United. Următorul meci este contra la West Ham în Premier League, așa că haide să mergem să simulăm acest meci, nu mi se pare interesant, așa că hai să simulăm. Și dăm un quick sim să vedem ce putem să facem și... Nu reușim, aproape. Se pare că Abel Ruiz marchează dubla și Orsolini marchează și el, pentru că marchează Mohamed Salah și Vini și pierdem. Ok. Următorul meci este returul contra la cei de la AS Roma în Champions League în Round of 16. Haideți să vedem ce putem să facem în acest meci și dacă trecem mai departe în Champions League. Și încep meciul, începe returul din Round of 16 contra la AS Roma. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. Mă, noi suntem destul de bine, avem deja 2 goluri, dar Musiala nu poate face 3. Da, acolo, ce a apărat portarul! Incredibil ce a apărat portarul acolo, wow! Martinez reușește să scrie, se face 3-0 la general. Deja avem atât avantaj prea mare și cu toate golurile astea ne asigură doar că o să trecem mai departe. Revedem faza, Musiala pasează foarte bine acolo la Martinez și Martinez șutează foarte bine și înscrie. Haideți să vedem corner pentru noi, pasăm aici la Martinez, Martinez la Soboslai și Soboslai cu power shot, tu iese de viață mingea fix în poartă. Reușim, știm că este un gol, nașpa, dar este un gol. Revedem faza, Martinez pasează la Soboslai, Soboslai care are power shot-ul la bun și șutează, pe cine merește? Wow, absolut pe nimeni, absolut pe nimeni, portam greșește el, wow. Musiala și el cu șansă bună, însă apără, cum ar fost să intre și acest gol. Martinez nu reușește, este respinsă. Soboslai, ce șut pe jos, însă nu intră acel balon. Soboslai trece, să le bine acolo, șutează, bară, ce bară, incredibil. Fază bună pentru AS Roma, însă ratează din nou. Oh, și ne luăm gol, wow, nici nu m-a șutat, de asta n-am avut reacție dinainte. Wow, ne luăm gol de la... AS Roma, minutul 80. Ok, ok, ok. Fair enough, fair enough. Se face 4-1 la general. Revedem faza. Pase destul de bune acolo. Ne fentează puțin acolo și aparent plasează destul de bine mingea încât Alisson nu poate să salveze. Foarte bine, bravo lor. Faza bună pentru ei din nou, însă de data asta Alisson știe că o să dea la colțul scurt. Corner pentru AS Roma. Haideți să vedem. Deodată a început meciul ăsta să fie puțin mai greu. Ok, se pare că a colocat ca bolovanii mei. Din nou 6 pentru ei, haideți să vedem.
Va fi o centrare la Salah mai degrabă, însă prinde foarte bine acolo Alisson. Și se termină meciul, reușim să câștigăm acest meci cu 2-1 și câștigăm cu 4-1 la general. Trecem mai departe în Champions League, trecem de round of 16. Următorul meci este contra la Chelsea în Premier League, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o deja și să activați clopoțelul ca să primiți notificări mai multe și mai des. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!